Începând de astăzi, 18 județe au intrat în etapa a treia de implementare a sistemului informatic de monitorizare electronică, inclusiv județul Hunedoara. Cu alte cuvinte, persoanele care recurg la violența domestică vor putea fi monitorizate de către polițiști cu ajutorul unei brățări electronice pentru ca victima să fie protejată. La nivelul județului Hunedoara, în primele 8 luni ale acestui an, numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu peste 21,50% față de primele 8 luni ale anului trecut. Sistemul de monitorizare electronic se aplică în cazurile, după cum spuneam, de violență domestică, în care există un risc iminent, dar și în cadrul unor proceduri de control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu, în cauzele în care procurorul sau judecătorul vor dispune obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere în sarcina persoanei sau a persoanelor cercetate penal. Utilizarea acestor sisteme electronice de monitorizare permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor care sunt protejate, așadar, fiind o metodă de monitorizare ce permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. Facem mențiunea că în primele 8 luni ale acestui an, polițiștii hunedoreni au emis 273 de ordine de protecție provizorii, 87 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara au intervenit la peste 2200 de cazuri de violență domestică, în cazul a 1733 de astfel de fapte fiind semnalări practic în mediul urban și 471 de semnalări au fost în mediul rural. Oamenii legii vor fi informați în timp real dacă agresorul se va apropia de victimă, putând astfel să acționeze de urgență. În cazurile în care polițiștii emit un ordin de protecție provizoriu, ca măsură de siguranță pentru victimă, se va putea, începând de astăzi, dispune măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv de supraveghere electronic, care se compune dintr-o brățară denumită Pure Tag, un telefon Pure Track, ce se predau agresorului. Brățara se va monta la glezna agresorului, iar victima va primi un telefon Pure Protect care va permite sesizarea poliției în cazul unei alerte de apropiere. Adică, dacă noi polițiștii stabilim ca măsură în ordinul de protecție provizoriu ca persoanele implicate într-un act de violență domestică, și anume agresorul, să păstreze o anumită distanță de victimă, în momentul în care el se va apropia de telefonul predat victimei, acest dispozitiv va face conexiunea și noi vom fi informați în timp real despre faptul că agresorul nostru a încălcat ordinul de măsura din stabilită în ordinul de protecție provizoriu, și anume că s-a apropiat de victimă, noi putând interveni într-un timp mult mai scurt. În primele 8 luni ale acestui an în județul Hunedoara au fost emise 273 de ordine de protecție provizorii, 87 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție. Din totalul ordinelor emise, 225 au fost confirmate de unitățile de parchet.